Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare religioasă cunoscută ca Sfânta Maria Mare sau Sfântă Mărie, este sărbătorită în fiecare an la 15 august. Această sărbătoare marchează trecerea în neființă a Fecioarei Maria și impune respectarea unor reguli speciale. În tradiția populară, ziua în care se prăznuiește Adormirea Maicii Domnului este ziua care desparte lunile călduroase de cele reci. Tot pe 15 august este sărbătorită ziua Marinei, Maica Domnului fiind ocrotitoarea marinarilor. În dimineața acestei zile, femeile merg la biserică și împart struguri, prune și faguri de miere, apoi merg în cimitir și tămâiază mormintele rudelor. Ciobanii coboară oile de la munte, iar bărbații schimbă pălăria cu căciula. De pe 15 august se deschidea, în satul tradițional, un important sezon al nunților, sezon care ținea până la intrarea în postul Crăciunului. În această zi se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Perioada dintre cele două Sfântă Mării, Sfântă Maria Mare, 15 august, și Sfântă Maria Mică, 8 septembrie, era considerată perioada cea mai potrivită pentru semănăturile de toamnă. Sărbătoarea ortodoxă a Adormirii Maicii Domnului este foarte apropiată de ceea ce romano-catolicii numesc Înălțarea Fecioarei. În conformitate cu sfânta tradiție, Maica Domnului a murit ca orice ființă omenească, adormind, așa cum indică și numele sărbătorii.